Domnul Găvârdici lipsește motivat, a sunat și nu poate veni, este în calea, că m-am plecat. Nu poate să aducă la ședință. Mulțumesc. Doamna președinte, ați dat citire dispoziția. Dispoziția numărul 270 din 6 decembrie 2017 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin de Bacău pentru data de 13 decembrie 2017. Primarul Comunei Mănăstirea Cașin de Bacău are în vedere adresa numărul 2174 din 24-11-2017, înregistrată la noi sub numărul 6961 din 28-11-2017, primită de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, prin care ne solicită aprobarea proiectului de rețea școlară pentru anul școlar 2018-2019, adresa numărul 1207 din 3 octombrie 2017, primită de la Inspectoratul Județean Bacău, Școala Gimnazială numărul 1 Mănăstirea Cașin, înregistrată la noi sub numărul 5721 din 3-10-2017, prin care ne solicită să desemnăm din partea Consiliului Local Mănăstirea Cașin, 2 membri, care se facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii. Adresa numărul 2395 din 15-11-2017, înregistrată la noi sub numărul 6731 din 16-11-2017, primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prin care ne solicită să aprobăm taxa specială pentru salubritate în cuantumul prevăzut pentru anul 2018, în planul anual de evoluție a taxelor și tariferilor, respectiv 9,97 lei de persoană pe lună, taxa urban, respectiv 4,07 lei pe persoană pe lună, taxa rurală. Adresa numărul 2547 din 29-11-2017, înregistrată la noi sub numărul 6984 din 4-12-2017, primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prin care ne solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești, și împuternicirea domnului Aprotesi Gabriel, primarul Comunei Mănăstirea Cașin, de a vota în numele și pe seama Comunei Mănăstirea Cașin, reprezentate în cadrul AGA ADIS, excluderea UAT Dărmănești, modificarea statutului și actului constitutiv al ADIS, Bacău. Referatul numărul 6889 din 23-2017 a doamnei Olaru Cristina, inspector achiziții publice, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mănăstirea Cașin, în temeiul prevederilor articolului 68 aliniatul 1 și ale articolului 115 aliniatul 1 litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispune articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară, miercuri 13 decembrie 2017, începând cu ora 16, la sala de ședințe de la primărie, având ca proiect al ordinii de zi următoarele. 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea emiterii de către Inspectoratul Școlar a avizului conform la proiectul de rețea școlară pentru anul 2018-2019, proiect de hotărâre privind desemnarea a două persoane din cadrul Consiliului Local Mănăstirea Cașin, care vor face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, a orașului Dărmănești, și împuternicirea domnului Aprotesi Gabriel, primarul Comunei Mănăstirea Cașin, în calitate de reprezentant al Comunei în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în cadrul AGA ADIS, să voteze pentru excluderea UAT Dărmănești, modificarea statutului și actului constitutiv al ADIS Bacău. 4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2018, prevăzut în planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor, respectiv 9,97 lei pe persoană pe lună, taxa urbană, și 4,07 lei pe persoană pe lună, taxa rural, 5, rectificare bugetară trimestrul 4-2017, 6, proiect de hotărâre privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției modernizare strada Drumul Mori în satul Mănăstirea Cașu în județul Bacău și delegarea domnului Apotesi Gabriel, ca reprezentant legal al Comunei pentru relația cu AFIR, în derularea proiectului. 7. Aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2018, la care vor participa persoane care vor presta muncă în folosul comunității. 8. Aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2018, la care vor participa persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform legii numărul 416/2001. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la vizierul de la primărie și va fi comunicată în termen legal instituției prefectului, județul Bacău, pentru controlul legalității. Ședința este publică. Semnat primar Gabriela Protesi, avizul de legalitate, secretarul comunei, Ioan Delegu. Aceasta fiind ordinea de zi, înainte de a trece la primul punct, supun aprobării procesul verbal al ședinței anterioare. El a stat la dispoziție la primărie, ca să știți. Cine este pentru? Este cineva cu tipă? S-a ținut cineva? Supunem la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Acum nu mai știu dacă era problema să mai adăugăm ceva la ordinea de zi sau nu. Asta rămâne, era un punct al nostru. Nu. Ați în vedere că sunteți de acord, deci mergem pe această ordine de zi. La sfârșit, la diversuri, fiecare își va spune. Fiind aprobată ordinea de zi, trecem la primul punct, și anume proiect de hotărâre privind solicitarea emiterii de către inspectoratul școlar a avizului conform la proiectul de rețea școlară pentru anul 2018-2019. Prin adresa 12.174 ISJ Bacău, ne solicită sprijinul pentru a realiza toate activitățile necesare în vederea stabilirii rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019, conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale, numărul 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, în conformitate cu metodologia privind funcționarea, fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul de universitate stat, evidența efectivelor de preșcolar și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin ordinul Ministrului Educației Naționale numărul 5472 din 2017, vă rugăm să stabiliți rețeaua școlară în baza unității administrativ-teritoriale pentru anul școlar 2018-2019 și să ne transmiteți solicitarea emiterii de către inspectoratul școlar a avizului conform pentru propunerea de organizare a rețelei școlare din baza dumneavoastră de competență, însoțită de raportul argumentativ privind structura rețelei școlare propuse de să funcționeze în anul școlar următor, proiectul de rețea școlară pentru anul școlar 2018-2019, conform modelului de mai jos. Din partea școlii a venit propunerea pentru asta. Și avem școala gimnazială numărul 1 Mănăstirea Cașin,
primar plus gimnazial limba română, localitatea Mănăstirea Cașin și toate datele, ca școală principală, școli componente, școala gimnazială numărul 2 în Mănăstirea Cașin, cu, deci, la... Dar nu este în termenul număr de grupe antepreșcolar, preșcolar sau elevi 12 grupe. Asta înseamnă 12 clase, nu? Număr antepreșcolar, elevi 245. Total grupe antepreșcolar și preșcolar, clase elevi 23. Total, vorbesc de total școală, totalul general. Număr total de elevi 429. Total posturi didactice 31,67. Didactic auxiliar 2,35. Metodologic, nedidactic 12,25. Și luată fiecare școală în parte, școala numărul 2, număr de grupă 7, număr de școlare, număr de elevi 104, posturi 10,05 didactice, 0,1 didactic auxiliar și 4 nedidactic. Grădință cu program normal numărul 1 Mănăstirea Cașin, două grupe, 40 de copii, două posturi și nedidactice 0,75. Grădiniță cu program normal numărul 2, două posturi cu 30 de copii, două posturi didactice cu 0,5 nedidactic. Semnează domnul director și doamna secretar. Cam astea sunt propunerile pentru anul, pentru schema de anul viitor, anul școlar 2018-2019. Dacă nu aveți ceva de discuta la acest moment. Deci, practic, noi solicităm avizul ISJ-ului, se întoarce avizul și trebuie să emitem hotărârea din Consiliul Local pentru rămânerea definitivă. Cam asta e procedura. Da. Da, eu cred că la analiza asta, care este o analiză deosebit de importantă pentru comuna noastră, trebuie să vină aici cineva la școală, domnul director. Că de aia îi plătim cu funcții de conducere, să răspundă la solicitările Consiliului Local. Ocazii cu care ar fi trebuit să ne spună, domnul director, cu ce probleme s-a confruntat în anul acesta, cel puțin până acum, și cum crede ca pentru anul viitor, ceea ce este foarte important, să elimine toate greutățile care l-au întâmplat în anul curs. Constat că aveam puțini elevi, 429 de elevi aici și 100, așa am citit, am ascultat de acolo, și 104 elevi la școala numărul 2. De aici rezultă că investiția care o să facem pentru anexa aceea școlii nu își mai ajunge. De fapt, chestia asta este de mult știută, pentru că de atâția ani, de 10 ani, stă ca o barajă de acolo și ruginește și cu osatura metalică și construcția și tot. Deci, asta aș fi dorit și așa era normal, ca la această ședință se participe cu domnul director, poate că ar mai fi fost în măsură să răspundă și la niște întrebări pe care le pune Consiliul Local, pentru că să se vadă că, într-adevăr, consilierul local sunt lângă domnul director și îi interesează ceea ce înseamnă școala și ce reprezintă ea pentru dezvoltarea comună. Am dată să chemăm organul specialitate, directorul, să le spunem. Să-i dea efectiv un fel de raport și să răspundă la întrebările care le pun aici. Avea un semn de întrebări, știi cum? Apoi zic. Spuneți măcar două. Măcar două.
Cum și-a permis domnul director să pună hasnaua în fața sub fenestră copilului? Domnul de Roie, da. Vis-a-vis de punctul la care discutăm, da, aveți domnule, întrebări? Da. Nu, vis-a-vis de rețeaua școlară, aveți întrebări? Dar cum lăsați-l la diverse, vă rog frumos? Lăsați-l la diverse, eu am spus că trebuie să fie corect. Eu am înțeles, dar întrebarea pentru dumneavoastră era dacă aveți... Eu m-am întrebat să știu o problemă. Dumneavoastră cu domnul Chelaru discutați în pauză, da? Nu pauză, domnule! Vă rog foarte mult pe material, dacă vis-a-vis de organizarea rețelei școlare, aveți ceva de spus. Domnule, nu înțelegeți că am răspuns colegului meu. Domnule, colegului dumneavoastră faceți discuții cu el. Spuneți dacă vis-a-vis de avizul rețelei școlare aveți ceva complet. Eu știu ce discuție. Păi nu m-a zis. Ce nu mi-a spus? Nu, mi-a spus, mi-a vorbit total pe din afara. Nu din afară, domnule. Bă, da, domnule, total pe din afara. Afara acestei comune, domnule. Nu, domnule, discutăm de rețeaua școlară. Aveți ceva de comentat vis-a-vis de rețeaua școlară sau nu? Clasă, da, da, dacă nu, nu. Da, am spus ce am. Mulțumesc, domnul Mugăroi. Mai are cineva ceva de adăugat? Vis-a-vis de problema rețelei școlare, nu de problema școlii. Vis-a-vis de rețeaua școlară. Celelalte probleme ale școlii care nu se referă la rețeaua școlară, este bine să le discutăm la diverse. Da. Deci. Deci, mai este cineva care are ceva de spus vis-a-vis de rețeaua școlară? Nu. Apropo de ce a spus domnul Berman, ca să nu mai existe situația care a existat acum, cum a spus domnul, să vină domnul director aici, să avem ce discuta, să-l întrebă, dar ce probleme are omul? Așa. Văd că proiectul de hotărâre numărul 2, care l-avem astăzi de discutat, cred că o să rezolve problema asta. Da. Pentru că o să fie un consiliu de administrație al școlii gimnaziale, cine o să fac parte din consiliul ăsta o să fie prezent permanent la ședința din consiliul sau o să fie așa? Și atunci nu o să mai există situația asta, să n-avem de cine vreau. Trebuie. Da, uite. Da, e ce am înviat. Vis-a-vis de rețeaua școlară. Mai are ceva pe problemă? Deci, de numărul de clase, de numărul de copii și mai departe. Poate de numărul de școli. Poate ne spune noastră, sunteți de foarte mare vechime în școală. Nu, contează. Eu vis-a-vis de școală, deocamdată, da, sunt consilier, răspund de învățământ, nu fac parte din Consiliul de Administrație, deci nu pot să vă dau mai multe detalii vis-a-vis de problema aceasta. Sunt numărul de clase pe care au fost și anul trecut. Și e normal, vis-a-vis de rețeaua școlară nu prea avem ce să discutăm. Adică, numărul se respectă în mod minim de copii, bănuiesc, că eu... Cabinetul medical, clar fi necesar pentru școală. Deocamdată discutăm de rețeaua școlară, da? Deci, cine este pentru solicitarea emiterii de către inspectoratul școlar a avizului conform la proiectul de rețea școlară pentru anul 2018-2019? După aceea o să discutăm alte probleme. Cine este pentru solicitarea avizului? De la inspectoratul. Nu dăm hotărâre. Solicităm avizul. Deci cine este pentru? Încă o dată. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem apoi la punctul al doilea. Proiect de hotărâre privind desemnarea a două persoane din cadrul Consiliului Local Mănăstirea Cașii, care vor face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1, Mănăstirea Cașii, județul Bacău. Nu am înțeles. Trebuie să adresez din partea școlii, adresa 1207, prin care ne luăm să desemnăm din partea Consiliului Local două persoane care fac parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Mănăstirea Cașii. Aici retribuții strictă al Consiliului Local, ne-a să faceți propuneri, și atunci o mare parte din probleme să vină direct. Da, acum ca o paranteză, nu mare parte din probleme, pentru că problemele care răspund direct de director, el vine și le dă socoată pentru ele. Da, cei care fac parte din Consiliul de Administrație participă la Consiliul de Administrație, ia cunoștință de probleme, da, e firesc, da. Deci, având în vedere că domnul primar a prezentat adresa, da. Vă rugăm să faceți propunere. Deci două persoane.
Deci îl propun pe domnul Chelar, tot era primul. Și o propunem și cu doamna Dinga. A orașului Dărmănești, în puternicirea domnului Apropesi Gabriel, primarul comunii Mănăstirea Cașin,
În calitate de reprezentant al Comunei în adunarea generală a Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în cadrul AGA ADIS, să voteze pentru excluderea UAT Dărmănești, modificarea statutului și actului constitutiv al ADIS Bacău. Da. Da. O să vă expun câteva probleme vis-a-vis de salubrizare. S-a ajuns și la momentul în care asociația începe să funcționeze ca o asociație adevărată. Adică, într-o asociație, intri atunci când ai nevoie și ieși atunci când dorești. Problema de mâine și mai ales și a mâine și lui, dar probabil că primul deschizător pe drum este Dărmăneștiul. Vrea să beneficieze din toate, ca orice fel de, ca oricare dintre ceilalți membri, dar să nu plătească. Și se ajunge la blocaj, la blocarea bunului mers al asociației și a salubrizării la nivelul județului Bacău. E acumulat datorii vreo 9 miliarde și ceva, aproape 10 miliarde. Și clar că altă cale nu există, deja sunt în instanță pentru recuperarea debitelor, dar ne făcându-se lucrurile așa cum trebuie, în mod normal, se ajunge ca Consiliul de Administrație al Asociației să ceară excluderea unui membru. Înțeles că au fost împuniri, peste împuniri unde s-a încercat s-a ajuns chiar și la Minister cu ei, nu vor să înțeleagă și calea nu este decât excluderea unui membru. Cu părere de rău, vă spun, nu e o chestiune tocmai normală, dar altă cale nu este. Și o să dau citire materiale pe care mi-a transmis asociația, un raport. Prin expunerea de motive a primarului, domnul Măstreaca, și se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău orașului Dărmănești. Proiectul de hotărâre a fost inițiat urmarea adresei Asociației Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de Consiliul Local privind excluderea din Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești. Prin documentul mai sus precizat, se arată că acest demers este motivat de adoptarea de către Consiliul Local al orașului Dărmănești, a hotărârii 69/2015, a hotărârii 30/2016 și a hotărârii 15/2017, prin care autoritatea deliberativă a aprobat alte tarife și taxe pentru gestionarea serviciului de salubrizare la nivelul acestei unități administrativ-teritoriale, decât cele prevăzute în planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor, anexa 1.4 la contractul de finanțare. Se mai precizează că planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor a fost aprobat de către toate unitățile administrativ-teritoriale de județul Bacău, inclusiv de orașul Dărmănești, prin HCR 62/2010. Totodată, prin aprobarea hotărârii 15/2017, sunt încălcate prevederile articolului 13 alineatul 1.9 și 10 ale articolului 18 din contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale din județul Bacău, 180/2357 din 6-a 5-a 2015, cu modificările și completările ulterioare, tariful stabilit în cuantum de 266,4 lei per tonă, prin aceasta nerespectând prevederile anexei numărul 6 din contractul de delegare, care prevede un tarif de 317,73 lei per tonă. De asemenea, se arată că, în ciuda eforturilor depuse atât de reprezentanții Consiliului Județean, cât și de reprezentanții Asociației Dezvoltare Intercomunitară, această situație nu a putut fi rezolvată, lucru care a generat o serie de consecințe economice cu efect asupra echilibrului economico-financiar al contractului de delegare. Urmările acestei stări, de fapt, au repercursiuni majore asupra tuturor cetățenilor județului Bacău, operatorul notificând delegatarul cu privire la rezilierea contractului.
În considerarea celor expuse, singura opțiune rămasă pentru rezolvarea acestei probleme este excluderea din Asociația Orașului Tămânești și pe care, din consecință, modificarea contractelor de delegare, atât cel existent, cât și cel viitor. În acest sens, contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale din județul Bacău, numărul 180/2357 din 6-5-2015, cu modificările și completările ulterioare, încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău cu compania Rompress Services, prevede la articolul 13, alineatul 1.9 și 10, că delegatarul este obligat să respecte angajamentele asumate față de delegat prin contractul de delegare a gestiunii serviciului și să asigure resursele necesare finanțării plăților datorate delegatului prin prezentul contract. Iar la articolul 18, alineatul 5, se dispune că, pentru evitarea oricărui dubiu, părțile confirmă că plata facturilor emise de către delegat prin ADIS, către ADIS, conform alineatului 1, litera A, din prezentul contract, articol, se asigură din taxa specială instituită în acest scop de unitățile administrative teritoriale membre ADIS. Unitățile administrative teritoriale virează către ADIS sumele colectate din această taxă, iar ADIS va delimita din suma integrală primită cota aferentă activităților care fac obiectul prezentului contract și are obligația de a achita din aceste sume corespunzător facturile emise de delegat. Cu privire la cele mai sus, anexa 2 la hotărârea Guvernului numărul 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice cu modificările și completările ulterioare prevede la articolul 12 alineatul 4 că în cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract, indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare, acesta va fi exclus din asociație. Președintele asociației va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunoștință despre respectiva situație. Adunarea generală va hotărâ excluderea din asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractele de delegare, în special cu privire la investiții, în conformitate cu prevederile contractelor de delegare respective și va hotărâ modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al asociației. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea serviciului și neadoptarea în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărât de aprobare a delegării gestiunii serviciului către operatorul prevăzut la articolul 17, alineatul 2, litera C. Din alte motive decât un vot negativ. La articolul 12, alineatul 5, orice membru care se retrage sau este exclus din asociație este obligat să plătească sumele corespunzătoare investițiilor, modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri, în infrastructura aferentă serviciului delegat de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al asociației, b. sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare. La articolul 16, alineatul 2, litera H și J, că adunarea generală are atribuții privind modificarea actului constitutiv și statutului asociației și aprobarea primirii de către noi membri în asociație, a retragerii și excludere unor membri din asociație. La articolul 20, alineatul 3, că pentru a fi valabile hotărârile adunării generale a asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la articolul 16, alineatul 2, litera de la litera A la H și de la litera J la L, se iau în prezența a două treimi din numărul asociațiilor și cu majoritatea voturilor asociațiilor prezenți. Dacă la prima convocare vorbă nu este îndeplinit, adunarea generală a asociației se convocă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare. Iar la a doua convocare, adunarea generală a asociației este valabilă întâlnită indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociațiilor prezenți.
la articolul 21 alineatul 1, că hotărârile adunării generale a asociației, luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la articolul 16 alineatul 2 litera I la J și articolul 16 alineatul 3 litera L, se vor indica acele litere de la articolul 16 alineatul 3 care prevăd atribuții pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, conform articolului 10 alineatul 5 din Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, numărul 51/2006 republicată, nu pot fi votate de reprezentanții asociațiilor în adunarea generală a asociației decât în baza unui mandat special acordat expres în prealabil prin hotărârea autorității deliberative a asociatului sau a reprezentantului, al cărui reprezentant este. Facem precizarea că prevederile legale de mai sus arătate se regăsesc cu același conținut în dispozițiile articolului 12 alineatul 4 și 5, ale articolului 16 alineatul 2 litera H și J, ale articolului 20 și ale articolului 21 alineatul 1 din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacov, modificările și completările ulterioare. Totodată, Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevede la alineatul 6 litera A, punctul 14 la articolului 36, că Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică. Alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport local, după caz, iar în conformitate cu articolul 7 litera C al acelui așa articol, Consiliul Local hotărăște condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrative teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune. Față de cele anterior menționate, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea excluderii din asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, la orașul Tămânești, îndeplinește condițiile cerute de lege și poate fi supus pe adoptare. Da. Problema este că chestiunea asta se va petrece cu siguranță. Sunt sigur că va veni și mai nești o luna viitoare sau peste două luni, cred. Și sper să se ajungă la un echilibru. Altfel, se va ajunge la blocarea sistemului ce va fi destul de grav. Dacă nu se iau niște măsuri. Și din cauza asta, asociația aș începe să facă pași spre explodere. Da, comentarii. Ăsta e materialul. Da, eu vreau. Zice, domnule. Chestiunea este destul de importantă, pentru că în ultimii ani s-a văzut ce importanță are colectarea deșeurilor în toată țara. Pe baza acestei activități, mulți beneficiați s-au îmbogățit, ca urmare a faptului că fiecare a căutat să câștige cât mai mult și să câștige cât mai puțin și au apelat de foarte multe ori la mijmașul. Bineînțeles că și în cazul ăsta este la fel. Situația lui Walter, care știți că tot de aici a ajuns să fie pușcării. Dar se revin, asta a fost ca o introducere. Domnilor, noi discutăm acum o chestie pe care nu o deținem, nu deținem datele primare. Atât domnii de la Dărmănești, ca și cei de la Mănești, eu cred că ei nu sunt bătuți în cap și sunt niște oameni cu judecată la cap, știu ei de ce au făcut asta și se pare că totul a pornit de la bani. Aceea că adesul ăsta a perceput sume prea mari la aceste consilii locale. Și pentru că a ridicat problema, cum de altfel o ridicăm și noi, fără să știm exact care este amănuntul în acest caz, s-a ajuns la această situație. Adesul, în momentul când a văzut că domnii nu plătesc, au tras un semnal de alarmă și a împânzit peste tot la toate comunele o astfel de decizie, ca nu cumva să se întâmple ca
a dispus acum în naiba le zice, să rămână fără obiectul de activitate. Vreau să spun că atât domnul Toma, cât și domnul Miron, și mai sunt încă alții vreo 20 de primari din județul ăsta, care au aderat la această chestie, știu că ADIS-ul percep taxe foarte, foarte mari, mai mult decât este indicat, mai mult decât cât costă această activitate. Și spun că taxele astea mari sunt suportate de comunitate. Și în afară de ADIS, mai câștigă și cei de la Consiliul Județean, probabil, că de asta sunt direct interesați să fim foarte fermi și să le excludem pe ăsta care zice că a dat, cum să vă zic, a dat în bară. Și eu spun că nu cunoaștem toate problemele și bine ar fi să ne interesăm să vedem care sunt motivele pentru care s-a ajuns aici la Dărmănești, la Măinești și încă la alte 20 de când. Se pare însă cel puțin așa, văd dacă ar încerca să controlăm foarte bine această cauză. La mijloc este vorba de bani, pentru că ADIS-ul ia prea mulți bani de la populație, de la consiliul local. Eu nu am să votez, nici pentru, nici contra, am să mă abțin, pentru că nu cunosc exact care este situația. Bine ar fi fost ca cineva de la Dărmănești, pentru că domnul Toma este un inginer care a făcut studii ca lumea și nu a făcut urma aceea, nu a un diploma de la Dărmănești. Este un om cu minte bună și știe ce face vis-a-vis de această atitudine a lui față de ADIS. La fel m-am zis că este și Măineștiu și că mai sunt niște comuni. Deci situația este neclară, nu este bine pusă la punct aici, în mijlocul nostru, ca să știm care este motivul pentru care s-a ajuns la această situație. Cred că tot până la bani, că ADIS-ul, așa zic eu, ADIS-ul percepe taxe prea mari de la populație pentru sânile acestor comuni. Bun, ar fi ca, acum nu, era bine dacă am luat legătura cu cei de la Dărmănești, cu cei de la Măinești, să vedem și noi cum rezolvă problema gunoailor dacă vor fi excluși din ADIS. Cum? Trebuie să aibă o soluție. Pentru că situația gunoailor, vă spun, este nu numai pe țară, în toată lumea asta. Am fost la New York și vă spun că și în New York problema gunoaiului este foarte, foarte, foarte complicată. Cred că am soluție. Da. Deci, ce se vă zic altceva? Vrem să știm cum rezolvă ei această problemă mai departe, dacă e din ADIS. Vor fi avut și un consiliu, pentru că haideți să legăm chestiunea asta de faptul că Dărmănești a fost aceia care ne-au cerut mașina noastră. Nu-i așa, domnul primar? Mașina noastră. Aprobat la Sănic, la Sănic, ce vreau. Dărmănești. La Sănic. Dar parcă la Dărmănești, da. După mine, sunt la intrarea în ADIS, s-a făcut un contract, nerespectând bază de contractoare, automat ești expus. Bă, de asta ești un contractoare. Dacă vede că omul te fure, un contract, un contract este făcut între două părți care se pun de acord. Și ambele părți trebuie să le respecte. Dar în momentul când l-ai semnat, să o duci la îndeplinire. Dacă am semnat un contract cu dumneavoastră că plătesc capul, îl plătesc. Domnule, este normal, contractul trebuie respectat. Dar încă o dată, în ambele părți. Chiar dacă așa se întâmplă. Bă, așa se stipulează aici, că nu și-au așa întâmplat. Nu și-au așa arată plața, nu? Domnul Beloi, mai aveți? Păi, asta este bun, da, atât. Mulțumim. Asta m-a interesat. Și soluția au domnului de acolo. Păi, da, asta am de și eu. Asta m-a interesat foarte tare. Și au încălcat termenii contractuale, am înțeles. N-au plătit, s-a rezolvat. În primul rând, ei vor fi excluși din asociație. Vor plăti datoriile către asociație sau către judecată. Dacă constată că nu i-a furat. Și nu rezolvă problema. Păi să o zice cum? Nu vor ajunge la plăcare, că stă, nu ia taxa, 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 nu ia taxa
ei au o soluție mai bună, nu, cu siguranță nu o să rămână cu ei mai multe. Există o variantă? E clar. Da. Dar mai bună de atât, nu cred. Deci altcineva... Domnul Beloi, lăsați-mă ca să vă explic, că habar n-aveți despre ce vorbiți, vă rog. Deci un preț de 4 milioane de lei. Nu vedeți pe oamenii ăștia din comună, bate joc, e bunii miru, e cum adică habar n-a? Dar eu vedic o problemă care este foarte importantă. Nu știți despre ce vorbiți, lăsați-mă ca să vă explic. Cum adică habar? Habar n-ai tu, domnule. Domnul. Nu faci altceva decât îi faci locurile la luate, asta faci. Poate că îți dai ceva ce nu? Ce să zic? Dar, știți foarte bine că noi am avut un preț de 2,5 lei pe persoană. Așa, și acum vă dai ce 4,0. Da. E, niciodată noi nu ne-am acoperit cu prețul ăsta ca să acoperim serviciul de salubritate pe la mama. Niciodată. Deci întotdeauna am avut probleme cu salariile, cu... Iar cei de la... Cei de la București au atras atenția clar, doamne, prețul pe care îl ai este mult subdimensionat față de prețul real. ANRSC-ul. ANRSC-ul, da. Deci, întotdeauna noi l-am ținut în mătătoare. Lasă-mă, te rog frumos, nu știi despre ce-i vorba. Nu știi despre ce-i vorba. Lasă-mă, cum adică... Păi noi am înțeles. Am explicat ce are urechea cum a auzit. Deci niciodată prețul ăsta nu a fost un preț care cu care să poți să-ți faci servicii cum trebuie. Și întotdeauna, da, am avut probleme cu el. Prețul real calculat era în jur de 3,9 lei până în 4 lei. Era atunci, la momentul respectiv, ca să poți să-și funcționezi, să poți să-și plătești cu oamenii ca lumea și era un preț pe care puteai să joci. Deci 4,07 lei pentru rural nu este un preț exagerat. Prețul este mare, este mai mare, e adevărat, în urban. Acolo e problema adevărat. Dar, lasă-mă pe să vorbesc, lasă-mă că nu te-am întrebat o secundă, le așteaptă, nu te băgă. Cum să mă, cuștină-mă. De asta te-ai, să mă bagă. Da, da. Deci, prețul mare și poate un pic nejustificat este în urban. Dar Adisul, când a luat hotărârea, a spus, doamne, și când s-a semnat contractul, a spus, facem un pic prețul mai mare în urban ca să putem să acoperim și zona de rural. Pentru că, vedeți că nu întotdeauna există 100% în casare. Deci noi avem, știți foarte bine toți că noi taxa asta de salubrizare o plătim din ceea ce încasăm la populație. E, niciodată nu se va încasa 100%. Nu există procentul ăsta de 100%. Și automat trebuie să se echilibreze undeva, da? Și de aici apar probleme. Dămânește ce a făcut. S-a apucat... Deci toată lumea a spus, domnule, votăm prețurile care sunt și pe care noi de fiecare dată le aprobăm. Ei s-au apucat, domnule, nu, că la Dămânești nu facem 9 lei cât era în urmă. Facem 6 lei, că așa vrem noi. E, în momentul în care ai intrat într-o asociație, trebuie să faci cum ai hotărât în cadrul asociației. Dacă nu, ești liber să pleci din asociație, că nu te obligă nimeni să stai în asociația respectivă. Culmea este că nici n-au vrut să pleci din asociație. Și atunci, în momentul în care tu cumulezi datorii de 9 miliarde de lei, da? Și nu iei nicio măsură, nici mai nu vrei să faci, nici aia nu vrei să faci. Clar că cineva spune, băi, ia-ți bagajul și du-te și lasă-mă în pace, mă încurci cu ceilalți. Era clar logica. Deci asta a fost povestea și vă spun eu cu mai bine decât toată lumea. Dați-mi voie să intervin, da? Da, domnule, Dărmănești probabil că nu-i mulțumit de faptul că prețul ăsta se percepe per persoană. Pentru că ce zic ei? Domnule, dacă se percepe per persoană și nu se percepe per tonaj, atunci ăștia câștigă fără să muncească. De ce? Pentru că în comuna asta și în toate comunele sunt o mulțime de cetățeni care pur și simplu nu duc gunoaiele, domnule, în fiecare zi. Și atunci, pentru că zice, bac alea care sunt în curte, le ard, cele care sunt dejecții le duc pe câmp și așa mai departe. Deci, omul nu este obligat să plătească niște gunoaie care nu le duce. Deci, părerea mea este, și cred că este justificată, că acest preț la gunoaie trebuie plătit pe tonaj. Pentru că, încă o dată, că într-o sâmbătă, ăsta strânge o jumătate de remorcă și altă dată nu strânge deloc.
Deci sunt oameni care nu aduc gunoi la poartă ca să fie ridicat. Și atunci, de ce se plătească el pe lună și pe persoană atâta gunoi? Sunt oameni care plâng cu bielul și nu ce stași. Trângem. Sunt și așa și așa ceva, cea mai mult, dar tot de șterditor. Deci eu zic că pentru Alice, pentru Alice, faptul că... Anul trecut am avut șansă, am văzut de pe șansă, aș vă rezistit. A semnat contractul ăla și a cumpărat utilaje pentru ăsta,
a semnat un contract pe 10 ani. Dacă acum ADIS-ul spune, doamne, nu mai vrem să mai furnizăm, să-ți mai dăm voie, ADIS-ul este manipulat pentru voie. Dar bineînțeles. Noi trebuie să-i plătim ăla tot ce am cumpărat pe ăsta. Păi cine a semnat? Cine a semnat treaba asta? Contractul ăsta cine a semnat? Nu a semnat, a semnat ADIS-ul pe baza hotărârilor de Consiliul Local. Păi ați văzut, domnul consilier, dacă ați dedicat mâna și ați făcut voia domnului primar? Plătim bunoiul. Stai, doamne, ce plătești din ei? Plătești, dacă am așa venit de-aia. Doamne, plătești dacă nu respecti. Păi dacă nu respecti. Uite, nu? Păi da, respecti, dar de la doamne și l-a făcut patru, nu l-a duplat ce-am făcut. Doamne, nu l-a duplat, nu l-a duplat nimeni. E conform planului, din cum și-a început ăsta. De când? 4.07 lei a fost... Nu, poate că am fost. A fost 4.07. Doamne, trebuie să vedeți o modalitate. Era pe creștere. Trebuie să vedeți o modalitate corectă. Pentru că... Cine mai reprezintă? Pentru că nivelul comun, pentru toate comuniști, pentru toate astea. Dar trebuie să zic da. Dacă mă plătirea și tu la multe eu aici, dar trebuie tot ce era sunt din făcut poze. Doamne, ce vă zmeche. Doamne, dacă îmi plătești, nu este nicio problemă. Dacă îmi plătești, va fi un problem. Clar. Asta va fi. Doamne, dar trebuie să vedeți ceea ce consum, domnul primar. Ceea ce consum. Cât gunoi trimit la ADIS, asta atâta să plătesc. Deci eu... Sunt zile, sunt multe zile, când eu nu dau cu noi, nu? Și de ce trebuie să plătesc pentru noi care nu dau? Eu sunt sigur că de când dau... Deci când duceți la Roșilor? Sau la... Da, vreți să fiu sincer. Sau la Sfutaru? Păi da, domnul de lui, plătești cu noi? Domnule, da, și pe bani. Da, spune. Dar nu mai vorbesc atunci când am... Domnul Beloi, e hotărâre de Consiliul Local, trebuie să plătiți, asta este. Nu, ce să-i faci? Da, domnule, dar în Consiliul Local să discutăm, să trecem acest gunoi pe tonă, pe cantitatea pe care o livrezi. Îți faci serviciul tău și îl treci pe ce vrei tu. Era o limită de tonare, vreau să nu dai mai mult. Nu, când treci cu privonă, când vrei tu, ești... Dacă nu poți să-mi treci, ăla-i contract semnat și nu poți să-mi treci. Mi se dă frumos, domnule! Domnul primar, dar țineți atac politică. Păi cum? Țineți cu amărății de pomul. Ce eu spun? Doamne, asta ce-o să arăt. Doamne, eu vreau să te explic un singur lucru. A fost un serviciu pentru care eu n-am putut să dorm noaptea în casă, că l-am muncit în plazierul. L-am implementat. Serviciul ăsta l-aveam și noi. L-am implementat. De același serviciu. De același serviciu. Să ne-am obținut la mână, să avem praf în el. Și cu 2,5 lei și îți spun că nu mergea cum merge acum. Pentru că nu l-ai plătit la tonă, domnule primar. Nu l-ai plătit la tonă, l-ai plătit la fiecare șapă. Nici nu știți. Nu știți, știți, da, știți voi. Cu diploma voastră. Da, cu diploma voastră, știți așa. Noi, așa, vedeți. Dacă a fost dată cu 3 minute. Ca să vezi, ai tu diploma de la Brașov și ești meșmeter. Nu, nu trece la punctul 4. Mă rog, trece la punctul 4 al luminii de zi. Nu, doar, dar nu se ia. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2018, prevăzut în planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor, respectiv 9,97 lei per persoană per lună taxa urban și 4,07 lei per persoană per lună taxa rurală. De ce asta pe 2018? A fost 3,86. 3,86 s-a dus la anul 2018, da. Nu este problema, domnul. 2,86. Ce este el? Este propunerea conform planului pe care l-am aprobat noi la intrarea în ANIS. La testamente. Exact așa erau 5 lei sau 407 era. Dacă aducem acum hotărârea de aia cu 3 ani de zile... În cursul anului 2018 nu o să mai suferă iarăși cu creștere. Exact cum a fost și anul trecut, în toată lumea. De ce credeți că instituției morțiși să plătească taxa pe persoană și nu pe tonă? De ce? Ziceți mie de ce. Când eu știu că dacă atâta gunoi dau, atâta vreau să plătesc. I-am explicat, domnul Mila, a fost o reportaj. Nu există, ce întâmplă la mâna la poartă să-ți măsoare, să-ți cântărea să mă. Nu trebuie să mă soare. De exemplu, în care face o comună, așa, în care face o comună, am ajuns într-o altă comună. Deci, acum este așa, fiecare are un tomberon, da? Au o anumită taxă pe tomberon. Dacă mai ai alături un tomberon, se dublează. De câte ori dai tomberonul, atâta plătești. Dai două tomberoane, plătești două tomberoane. Dai unul, plătești unul. Nu dai niciunul, nu plătești deloc. Dar ce faci? Există situația asta. Există posibilitatea. Nu, nu,
S-a zis că fiecare comberon, dar nici un comberon și toate 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 Vis-a-vis no! problema asta că vor fi gunoaiele aruncate în altă parte, e firesc că va fi o perioadă sau... Dar există lege și există oameni care vor răspunde de treaba asta și cu timpul se vor obișnui să pună gunoi în tomberon cât dai atâta plătești. Problema e că acele contracte au fost încheiate în felul acesta, nu pe tomberon, ci pe persoană. Asta e. Și nu e bine. Și, păi, și nu e bine. Am ajuns acolo la concluzia că nu este bine. Nu știm dacă se mai pot rezilia contractele. Dar contractul nu se schimbă. Păi, pe când este? Când se schimbă contractul, schimbăm și noi. Plătesc pe persoană. Deci se poate, nu există, că vor fi cu mai la urmare pe lucrurile. Da, haideți să trecem la ora. Deci, am spus încă o dată, este punctul 4 al ordinii de zi, vis-a-vis de taxele speciale de salubritate pentru anul 2018. Cine este pentru? Sau domnul primar, prezentați materialul, nu l-ați prezentat. Și speciale, da? Ca și salariile speciale. Da. Pensii. Și pensii. Deci vorba de adresa 2395 de la ADIS, când prezentă adresa, vă reamintim faptul că este absolut necesară și obligatorie de respectarea prevederilor planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor la care este proiectul sistem integrat de management al deșeului Rostovite, județul Bacău, aprobat anterior prin hotărâri de Consiliul Local și hotărâri AGA ADIS Bacău. Vă reamintim faptul că planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor, care prevede în mod explicit taxa persoana în luna, precum și prevederile documentului de poziție, act adițional numărul 1, act adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare al proiectului, sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, constituie obligația asumată de fiecare UAT, membru ADIS și totodată obligații ale ADIS și ale Consiliului Județean Bacău față de finanțatorii proiectului sistem de integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău. Vă rugăm să aveți în vedere toate hotărârile anterior adoptate, precum și necesitatea respectării obligațiilor de plată asumate în cadrul contractelor de delegare. Vă informăm că a fost finalizată procedura de licitație pentru desemnarea operatorului de instalații și în perioada imediat următoare urmează perfectarea contractului. În cursul anului 2018, instalațiile de deșeuri celula 2, stația de transfer, sortare și compostare Mânești, stația de transfer Beceana, stația de transfer Belești, Tastău, stația de sortare Mâinești, stația de sortare și compostare Bacău vor fi preluate și operate de către operatorul desemnat câștigător. Iar celula 1 și despozitul confort de deșeuri urmează să fie închise. În speranța înțelegerii concrete a aspectelor anterior prezentate, vă asigurăm că de întreaga disponibilitate pentru colaborare și vă rugăm să supuneți aprobării adoptării în Consiliul Local și să aprobați prin hotărârea Consiliului Local taxa specială de salubritate în cuantum prevăzut pentru anul 2018 în planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor, respectiv 9,97 lei pe persoană pe lună taxă urbană și 4,07 lei persoană pe lună taxă rurală. Anexat prezentei, veți regăsi planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor. Deci, ăsta e planul care a stat la plan. Deci, în 2010 a fost 2,43, noi n-am beneficiat, noi din 2015 am plecat. 3,64, 3,78, 3,87, 2017, 2018, 4,7, 2019, 4,16, 2020, 4,28, 2021, 4,48 și așa mai departe. Da. Deci, de când beneficiem noi de serviciul ăsta? Din 2015. 2015. Am intrat. Și contractul e făcut de 5 ani de zile? De 10, nu? De 10. Da. Și
acum se va reuniune. Da, 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 da. Deci s-a făcut mărirea asta. Am fost de acord cu planul ăsta de mărire. Păi l-am aprobat și-am făcut planul ăsta. Da, da. Noi, în situația de față. Și putem schimba. Dacă în momentul că am fost de acord cu treaba asta, noi suntem doar anunțați acum, că e chiar de acord Consiliul și Plata. Odată ce contractul e semnat, în momentul când se schimbă contractul, atunci venim cu soluții. Cum a spus domnul Pernă? Domnul Mil Cântărești, Mil Cubesc, Mil... Dar el predau la tonă, domnule. Deci el predau la tonă. Dar domnule, am înțeles perfect. Eu am înțeles perfect. Dacă vreau să dați o tonă, dacă eu dau numai un kilogram, atâta plătesc. Problema este că în momentul de față văd că nu se poate schimba nimic. Deocamdată. Deocamdată. Deocamdată s-a putut schimba prețul. Păi nu, prețul noi am fost. Noi am fost cu planul ăsta de acord. Conform planului. Deci noi am fost de acord să discutăm treaba. Bănuiesc, în cadrul membrilor ADIS, poate intrăm ca un program în momentul când nu s-o mai putea. Deci când domnul primar să ajunge la momentul predării instalațiilor. Până atunci, trebuie să-și fac palate. Da, o grămadă de timp. O grămadă de timp s-a pierdut cu licitația, cu contestații și așa mai departe. Ați văzut cu licitația asta de la Unești, stai închisă de atâta timp, pentru că trebuie să mai intervină, dar Consiliul Județean nu mai bagi niște bani, că da, nu, e blocat. Deci, practic, fluxul se deschide din momentul sortării și să-i dea drumul mai departe. Abia după momentul ăla. Noi avem contract timp de 5 ani de zile, știți că un sistem din fonduri europene, trebuie să-l ții obligatoriu 5 ani de zile. După ăștia 5 ani de zile, poți să-i dai drumul ca să faci modificări și să schimbi la el. Păi și în momentul ăla, când se fac modificări, se poate discuta, atunci aș vine toată lumea cu o soluție, cu kilogramul, cu să poți să selectezi gunoiul și atunci probabil să există. Mai, da. Există tot felul de cea mai bună soluție, și eu le-am spus-o celor de la, așa am discutat-o și cu cei de la județ. Cea mai bună soluție este o stație de cogenerare la nivelul Onești. Adică, ai luat deșeurile de pe toată Valea Trotușului, le-ai adus la Onești, le ias, produci curent electric și apă caldă și automat ai interes ca prețul la cetățean, pentru că tu marea majoritate a banului ți-ai scos de acolo. El cam așa trebuie gândit. Dar probabil că o să ajungem și la momentul respectiv. Facem de o stație de cogenerare, așa se numește. E clas, poate, la temperaturi foarte înalte și faci caldă și energie electrică. Ce preț și biogaz? Nu se face. Nu, cogenerarea se face energie electrică. Prin deșeuri organice. Avem probleme, doamne, uitați-vă un pic, vedeți ce progrese s-au făcut din 3, din 5 ani de zile, vedeți ce progrese s-au făcut vis-a-vis de noi, da? Nu ne vine să credem, dar haideți să ne uităm la locurile care erau plini, erau, dădeau pe afară de deșeuri și haideți să mergem și acum. Nu mai este fenomenul ăla. Vă puneți mâine în cap, dacă vă domnule. Bine, domnule, mai sunt. Ai supărat la noastră. Domnul Ciurda, mai sunt, domnule. Sunt de acord, mai sunt, dar nu sunt cum erau cu 5 ani de zile. Asta vreau să spun. În condițiile... Ei, dragi. În care se iau creditorii. În condițiile în care... Păi, dar... Păi, și-a spus un rost aici la rampa asta de gunoaie, că așa a rămas mâncă. În condițiile în care... Dictorii au băgat bulozul. Toți se cară 700 de toni anual, da? Deci tot mai sunt loc. Dar vă spunem niște camere de luat vedetă, vă spunem ceva, ce trebuie să faceți. Ce trebuie să le faceți? Nu știu, făcută cumva o lege, nu că amenda nu plătește. Să-i pune, să-i strângeți, decât să facă ceva de acolo. Haideți să lăsăm. Scoatem niște arbori, punem și facem țepi, îi tragem în țeapă. Păi dar așa merită românul nostru, tras în țeapă. Dar îi spui cu frumosul de atâta timp. Cine este pentru? Aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2018, prevăzută în planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor, respectiv 9,97 lei pe persoană pe lună taxa urban și 4,07 lei pe persoană lună taxă rurală. Cine este pentru? Eu sunt pentru taxa la tonă și nu la persoană. Este cineva potrivă? Da, potrivă. Eu sunt. Se abține cineva? Și votăm noi pentru
Se abține, da, mai tot. Se abține? Da, și eu. Nu, de ce? Trecem la punctul 5 al ordinii de zi, rectificarea bugetară trimestrul 4-2017. Da, rectificarea, de fapt, e destul de simplă, se referă la suma care trebuie să o plătim la, la părăul blocii. E ultima tranșă care trebuie să o plătim la... care trebuie să o plătim și care ne vine de la minister. Banii ăștia sunt din care te vine la minister, 942.000 de lei. Și suntem cu lucrarea, suntem aproape, oricum o să întrerup și o să mai continui în primăvară partea de șanță, că se lucrează la, la partea asta de șanță. O să mai rămână o sumă de 550.000 de lei, care trebuie să o ținem din bugetul local. Și am făcut adresă la Consiliul Județean, să vedem cum se vină la dar, pe care v-am spus, se referă la suma asta de 142.000, ultima tranșă care vine la minister și să o achităm către, către Alconem. Pe partea elaltă, vreau să discutăm vis-a-vis tot la cheltuieli, să discutăm despre ceea ce organizăm noi în fiecare an de sărbători. Și aici mă refer la partea de foc de artificii care se ridică la 5.500 de lei. Banii avem prevăzuți în buget așa la capitolul respectiv. Mai bine face gardă la școală. Ca să o, ca să o, să o știm și să o discutăm. Da? Mai avem cadourile la pentru copii de, am spus noi, de 6.000 de lei. Așa. Iar la persoane care împlinesc 50 de ani de căsnicie, am zis să mărim anul ăsta, să mărim de la, de la 200 de lei, o sumă infimă, să mărim la 500 de lei de persoană și să face o sumă de, sunt 17 de sari, să face o sumă de 1500 de lei. Și la, la orător, de asta 5.000 de lei. Astea sunt... Deci, v-am spus, sumele astea sunt prevăzute în buget, care de la copii curători cu artificii și cu 50 de ani de căsnicii, numai că trebuia să le disacau, să le iau. Deci, rectificarea se referă doar la 94.000 de lei, suma pentru spărul acesta. Câți bani ați cheltuit la anul ăsta de prima? Din buget. La ce anul? Tot bugetul, când a fost. O să vă faci, nu dați seama, la începutul anului viitor. Să încheiem anul. Adică tot de ajutor de 50 miliarde, da? Vechi. Ce puțin. Tot atât. Păi să cine de tine să fie suma asta? Nu, asta ești din date pe care îți spune nașul, din orice ați aici. Așa, așa vă iei? Da, domnule, în fiecare an, vreau să cheltuiți 150 miliarde. Asta e bugetul ăsta. Eu când eram primar, aveam doar 11 miliarde. Deci e... Atât a văzut, da, domnule. Da? Da, atât a văzut, da. Avea și președinte Consiliul Județean PSD, și prefect PSD, și prim-ministru PSD. Dar v-a interesat acum. V-a interesat acum. V-a interesat stația din capul. V-a interesat primăria. Capul pentru comun, asta. Nu, nu, pentru comun. 5.000 de oameni beneficiază de câteva de capul. Dar cu ei stația? La 5.000 de oameni? A cu ei stația asta? A cu ei stația? A noastră. Așa, le spuneți, nu era noastră. Nu era noastră. Da. Pe ce timp ați făcut-o? Pe ce perioadă ați făcut-o? Cum pe ce timp? Pe era la 2000. Dar ce era? Ce funcție de bine ați primar, știi cu asta? Știi cu asta? Cum nu conta? De ce am făcut-o? Am făcut-o pentru binele dumneata și a tuturor oamenilor de comună. Fă, domnule, și tu un lucru la fel. Exact ca și cum aș duce eu să fac creșmacul. Am vrea să fac creșmacul. Dar dumneavoastră și spun, domnule, că noi dați cum faci. Dumneavoastră nu aveți o societate, cum comună asta oare? Vă interesează dacă am societate? Vă dau vorbe și din lucrurile astea. Să facă și la pilotese un lucru de care se grijine tot satul. Ai auzit? Ce ați făcut dumneavoastră nu fac, să faceți niște. Da, păi dar nici nu pot. Tu sunteți un exemplu demn de copii. Da, ați făcut o nevoie.
Domnule, da, bine, deci da, atâta timp cât știu că lumea beneficiază, după ce ai făcut pălutrarea mea, nici nu mă doare cap. Nu mă vrei și nici nu mai până la urmă, da. Beneficiezi și noi și noi. Mai aveți ceva de discutat? Vis-a-vis de rectificarea bugetară? Da, ți-am făcut. Sunt până Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Da, da. Bun. Domnul Dărâi, să abțin. Dacă nu știu despre ce e vorba, cât s-a cheltuit, cât mai este? Nu e bine. Dar dacă toți suntem la subiectul ăsta, doamnă, și tot din oameni, tot din oameni. Suntem aici cu toți consilieri, nu facem o restricție de greutate, pentru că numărul la comună, nu propunem în seara asta o restricție de greutate. Mă scuzați, dar haideți să lăsăm asta la diverse, să trecem cu toate punctele, da? Haideți, vă rutați. Nu-s din comună, oricum sunt trecute în procesul verbal. Punctul 6 din ordinea de zi, proiect de hotărâre privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției în modernizare strada drumul Mori în satul Mănăstirea Cașin, județul Bacău și delegarea domnului Aproptesi, ca reprezentant legal al comunii pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. Da. Da. La grupul de acțiuni locală, de acum cred că suntem familiarizați cu chestiunile astea, beneficiem de 80.000 de euro pe care se includem într-un proiect. Așa cum a făcut Fundea la Lupești, așa cum a făcut regularizarea de la prăvă răchiților. Nedeminat. Asta e. Vrem să modernizăm din ăștia 80.000, nu oricum nu ajunge 80.000 de euro, trebuie să mai punem ceva. Dar să facem, să modernizăm drumul Mării, ca să continuăm, exact ce spunea domnul Beroni. Să terminăm ce am început. Dar ce înseamnă modernizare? Asfaltare? Și, bineînțeles, să-l aranjăm, să facem cum ăla. Și noi să 80.000 de euro și pun de aia peste apă? Nu, doamne, vorbesc din drumul. Când 80.000 de euro, ce ar trebui să mai facem? O leacă de podeț a podului, scurtăm drumul. Podul, doamne, puntea de la Lupești a costat 100.000 de euro, da? Am 100.000 de euro, făceam pontul ăsta. La ce? De lemn, da? De ce? De lemn. De lemn. De la Lupești a costat mai mult drumul, mai mult drumul. 140 și ceva. Nu, a costat 216.000 de euro. Inițial era 48.000. Da, domnul. A zis domnul Vice, a dat raport aici, 500 și ceva de... De mii de lei? Eu vorbim de euro și de lei. Da, da, da. Deci am făcut cu banii care s-au cheltuit, puteam construi 2,5 punți. 2,5 punți. 2,5 punți. De care? Pentru moarte. Punți la moarte. Știți cum spun punți la moarte? Hai, domnule. Hai, domnule. Vorbesc cu proiectul ăsta, stai, un site, să licitează. Comisii, care ți-a depinde. Dar proiectul, exact cum e și la punctul ăsta care îl dezbatem acum. Așa. Nu-l face nimeni decât cu aprobarea domnului primar, nu? Și domnul primar... Aprobarea domnului primar, aprobarea Consiliului Local. Aprobarea Consiliului Local, dar dumneavoastră spune cuvântul, că vine proiectantul acolo, uite, asta, până aici facem, asta facem. Nu, mă gândesc, așa s-a pus pe grup. Ideea este următoare. Avem 1,5 km de drum. Aproape.
97 de metri. Și... ce nu? Dacă cum să fie, vedeți cum mă uit, parcă... Doamna Olară a depus o referat la apartament de achiziții. Subsemnatul Olară Cristina, responsabil cu achizițiile publice în cadrul primării Mănăstirea Cașin. În vederea de modernizare stradă drumul Mărinul Sat Mănăstirea Cașin pe Spacol, privind propunerea aprobarea următoarei rotunde. Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției modernizare stradă drumul Mărinul Sat Mănăstirea Cașin pe Spacol. Confirmarea că lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, Consiliul Local al Comunii Mănăstirea Cașin și Județul Bacău și asumă angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la efectuarea urbanității. Numărul de locuitori de servit de proiect 4730, numărul agenților economici, instituțiilor de interes public și social de servite direct de investiție 6, conform lista la anexa. Caracteristicile tehnice ale investiției. Stradă drumul Morii, lungime 950 de metri, liniar, kilometru 020 până la 970. Structura rutieră propusă pentru proiect strat, de formă din pământ stabilizat mecanic la 20% balastră în grosime de 10 cm, strat de fundație interior din balastră în grosime de 15 cm, strat de fundație superior din piatră sfată în grosime de 12 cm, strat de legătură BADPG în grosime de 6 cm, strat de uzură BADPG 16 în grosime de 4 cm. Deci, exact stratul de balast asfaltic, bitum asfaltic, de 10 cm grosime. Amenajarea acostamente din beton 1820 de metri liniar, rigole de acostament din beton 80 de metri liniar, șans de beton 40 de metri, 585 de metri liniar, de 0,40 metri, șans din beton de 0,50 metri, 225 de metri liniar, șans din beton armat cu plasă de înălțime 0,50, 194 de metri liniar, șans ranforsat din beton armat 47 de metri liniar, canale tip zid de sprijin din beton 40 de metri liniar, podest transversal nou de 1,800 de metri, lungimea de 8 metri, 8 bucată, podest tip rigoală traversat de 6 metri liniar, drumul laterale 4 de spețe. Delegarea domnului primar a proiectului Sărbătiei, care prezenta nivelul comunică de relația cu AFIR în declararea proiectului. Cam asta e. Deocamdată o să trebuiască să venim cu studiul de fezabilitate în anumopat și așa mai departe. E 5 metri, nu? Am ce termen credeți că o să fie realizat? Aș putea să vă spun. Acum, în luna ianuarie, va trebui depus pentru selecții la RAL. Dacă se va semna contractul de finanțare anul viitor, probabil că la anul vom apuca de lucrare. De exemplu, la drumuri, la modernizarea drumului, care știți, cele trei drumuri, am avut până depunerea ofertelor. S-au înscris 7 firme. Este în evaluare. Discutam cu comisia, să părea că la jumătatea lunii ianuarie o să avem câștigătorul în licitație. În primăvară, dacă nu avem contestație. Dacă nu o să fie contestație. Asta ar însemna că în primăvară să avem contractul de execuție semnat și să putem să dăm drumul la lucrări, dacă lucrurile merg bine. Asta vă pot spune, nu poate spune nimeni. Deci, noi avem suntem aproape în faza de a decide câștigătorii licitației, dar nu vă pot garanta că în primăvară începem lucrările. Avem bani în cont, dar nu vă poate garanta nimeni că în primăvară începem lucrările. Pentru că poate să apară contestații care îi blochează 6 luni de zi. Nu. Dacă lucrurile decurg bine, înseamnă că 2018-2019 ar trebui. Că nu, e un kilometru, vă dați seama. Contestația au făcut o autostradă de 600 km. Contestația se duc prima dată la Consiliul Național de Soluționare a Contestației. Stau acolo o perioadă. Dacă nu-i convine, sunt la tribunal. Mai stau
stau și acolo pe perioadă. Și iarăși, de cursuri și... Ajunge drumul ăsta până în Albeaca și acolo, unde faci traversarea în vată? Acolo. Nu ajunge până la Neghiță, la poartă. Și cât mai e acolo ca să intre buldozul ăia sau înșelul ăia de până în Vizboară? Că nu e vorba de... Noi vorbim de asfalt, nu vorbesc de bala asta. De acolo... De acolo poți să... De acolo, dar să retorc. De acolo, trebuie analizată. Acolo, nu vrei tot ce trebuie. În prinț, prinț și acolo. Acolo, mi-a făcut podul ăla de la Pecna. În vreme erau 5 poduri de lea pe comună și acum... Supunem la vot. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției în modernizare stradă drumul Mării statul Mănăstirea Cașului și delegarea domnului Arhitect Sigabrină, care reprezintă legal al Comunii Mănăstirea Cașului pentru relațiile cu AFIR în derularea proiectului. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 7. Aprobarea planului de interes local în 2018, la care vor participa persoane care vor presta muncă în folosul comunității. Da, dau un discurs cu lăsați că am spus. Este de la Zdorocia? Nu. Nu că am fost comunității sub altă denumire, sunt cei care au cu suspendare. Am înțeles. Ca și număr de dosare, de când ne ocupăm și de când ne revine chestiunea asta legală, avem un număr de 18 dosare. Ca și lucrări, sunt dosare penale, nu are nicio vreo să dau unul aici ca să vă fie. Da. Noi am propus următoarele categorii de lucrări. Noi aici discutăm despre aprobarea planului de lucrări. Discutăm aici, nu? Oprește domnul. Păi da, dacă oprește domnul Camilor. Hai, vă spune domnul Miciu. Nici nu vă încălzește, nici nu vă încălzește. Corește, ai bine să știi. Ați, nu, răspund asta. Pentru fapt, e unul din lucrătura care acum. General, sunt pentru... Sunt pentru... În general, așa. Nu se pare că ați mopede, chestiuni de astea ușoare, să nu credeți că ne vin cu crie, ce o să credeți la lăsire. Da. Haideți. Ca și lucrări, avem deformatarea șanțurilor, salubrizarea zonelor neconforme și întreținerea zonei la drumul județean DG115. Salubrizarea malurilor râului Cașin și râului Pâraielor aferente. Lucrări cu munca necalitate. Astea au fost și anul trecut. Acum, având mai mulți la ore, da. Am considerat normal și experiența ne-a arătat-o că putem folosi și cu munca necalificată la drumurile, la lucrările de drumuri comunale. În general, știți că noi avem lucrări de balastrade, lucrări ușoare, la care trebuiește și avem utilaje și trebuiește făcută și munca necalificată, în special muncitori cu lopata, ca să înțelegeți. Lucrări de dezăpezire alei și alte căi de acces, acolo unde utilajele nu pot interveni. Întreținere spații verzi în domeniul public, aparținând domeniului public al Comunei Mănăstirea Cașin. Pentru că au mai fost tot felul de, nu știu, flori, tăiat iarba, coroțat, tot așa. Tăiat, încărcat, descărcat, așezat, despicat, lemn de foc. La primărie și alte instituții. Da. Astea, 6 puncte, sunt pentru cei care prestează muncă în folosul comunității. Față de cele două puncte care au fost până acum, eu zic că le-am diversificat. Și vă aștept la dumneavoastră dacă aveți și alte propuneri, dacă nu, dăm drumul spre aprobare. Cu cei de la ajutor social, un pic mai amplu, o să următoarea
Hotărârile ei vor să fie cu... Cine este de ajuns? Sunt de ajuns? Da. Da. Cum consideră? Cine este pentru aprobarea planului de lucrări de imediat local pentru 2018, la care vor participa persoane care vor presta un concurs comunității? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Dacă îmi despoateți la muncă, nu ea mai este în cazul celălalt de la... Da. Deci, trece la punctul 8, aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2018, la care vor participa persoane afecte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform legii numărul 416/2001. Da, la planul de măsuri de interes local pentru legea 416, să regăsesc și planul de la munca în folos comunității, pentru că exact așa cum spunea domnul consilier Ciubotaru, dacă sunt prezenți, nu niciun fel de problemă. Oricum, supraveghetori nu avem. Adică ca să facă într-o zi, eu știu, 5 echipe. Nu, ei trebuie supravegheați într-o singură echipă. Care spun folos comunității, poate 5 zile. Păi, da. Știți așa, că ăștia care spun la mine, dar nu pot să muncească 8 ori într-o zi. Poate să muncească și 8 ori la cer. Și atunci, când mai muncește pentru interesul lui să ducă pe picat asta? Nu. Dar doar nu muncește fiecare zi tot. Da, sunt. Astăzi, ca venilor la mici, la cerere. El își ia omul concediu, este un concediu cum îți lucrează. Își ia concediu, vine și își face munca în folos comunității și-a luat de o grijă. Îi vine banii de concediu. Da, ori mai multe scapă mărit. Da. Pentru mine, ok. Să lucreze două ore după care îi semnez banii ca și vreau, nu-i niciun fel de problemă. Da. Avem punctul 1. Decolmatarea șanțurilor, salubrizarea zonelor neconforme, întreținerea zonei la drumul județean 115, salubrizarea malurilor, fărailor, aferentul râului Cașii, salubrizarea zonelor accidentale, unde se depozitează gunoi menajer accidental aici. Zona, ca și exemplu, Părul Rușilor, Bărăceanul, Baran, Bătrânul, Curma, Curma, Zidăria, Dărbăcești, etc. Efectuare șanț. Zona Părul Rătițelor, zona de Alu Stânii, până la dispersa Alu Pești, zona Buniga Petru, șanț curgere, drumul Morii, șanț curgere în zona Sărățelă, zona la izvor Sărățelă. Acum celălalt la Plouă Dulcii nici nu mai necesită lucrări pentru o șanță detonată. Ca și avem și întreținerea drumurilor comunale cu munca necalificată la ajutor social. Ceea ce se regăsește și la ceilalți, dezăpezirea aleilor și căilor de acces, acolo nu se poate interveni cu utilaje. Dezăpezire în zona poduri, podețe, zburat, drumuri comunale pe timpul iernii. Tăiat, încărcat, despicat, așezat lemne la primărie și alte instituții publice. Întreținere spații verzi aparținând domeniului public și privat al Comunei Mănăstirea Cașii. Cred că s-au cuprins toate locurile unde și experiența ne-a arătat că acolo îi putem folosi. Așa putem să-i punem să facă sortire prin arhivă, dar nu. Da. Dar acolo când aveți muncă calificată, domnul vice, cum îi folosesc? Că e păcat ca un om bine calificat să-l folosim la datul ovat. Deci mă gândesc la faptul că... Dacă o să avem o chestiune din asta în muncă calificată, da, și omul vine cu propunerea, știu, domnule, sunt mecanic de utilaje, o să vin cu o anexă la un consiliu local și o să propun, domnule, am putăresc. Nu pot să pun întreținere de utilaje, deci nu. Pot să mă gândesc. Pun de obicei nu, când e calificat, ca să sunt adres orice om. Da. Mă gândesc că sunt oameni astea, că văd cei care sunt condamnați la locul de muncă, fie că sunt șoferi, fie că sunt șoferi. Nu, nu. Trebuie să faci să te de părinția muncii. Oricum trebuie făcut de într-un stajul. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da.
Este o specialitate muncă necalificată și nu este seamă specialitate electricitate. Că nici nu are cine și nici n-am documente. Dar, de exemplu, aveți muncă intelectuală. Poftiți? Pentru munci intelectuale. Îl puneți la tâlpul. Fac proiecte. Sunt. O să vă cer aprobare, atunci aș fi fără niciun fel de problem. O să găsesc probabil și instrucțiuni la momentul așa pe ea. Da. Ajută la proiectare, nu fără, nu completări. Deci așteptăm potențial de... Da, da, nu, potențial beneficiar. Faceți infracție. Da. Asta a fost materialul, dar... Cine este mai bun? Aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2018, la care vor participa persoane aflate de muncă, fiind familii beneficiare de ajutor social. Având în vedere că s-au epuizat toate punctele de la ordinea de zi, la diverse, vă rog să mă înscrieți la cuvânt. Domnul Roșu. Exact. Ce-ți mai înscrie la cuvânt? Domnul Ciuvotaru. Domnul Migu. Domnul Belorita. Să mai înscrie cineva? Rămâne lista deschisă și ultimul. Rămâne lista deschisă. Domnul Roșu. Înainte de a... Înainte de a începe, mai trebuie să vă vedeți să vă trebuie să o folosim din raport. Mă spunea domnul Brani, eu nu înțeleg de ce... Acum, înțeleg domnul consilier să aibă la diverse, dar nu înțeleg, aceste puncte nu se pot include la ordinea de zi pe care le datumea. Nu am nevoie de hotărâri de consiliu local aici. Mi se pare la diverse? Eu pot să vă duc la cunoștința consiliului local și atât. N-am nevoie de hotărâri pe ea, da. Aduce la cunoștință un raport cu privire la situația gestionară unui partid și atât. Ați înțeles? Practic, fac o informare, nu fac o aprobare. Da? Ca să înțelegi ce e vorba. Am înțeles. Da. Nu știu, mi se părea că nu... A, că nu mă duce pe... Nu, că nu e nicio la ceva. Înțeles. Hai să cerșim niște chestii mai... Mai simplu. Deci, șeful acasă și ne prezint un raport cu privire la situația gestionară a partidului 91. E vorba de parte de la Pietroasa, care a rămas în afara autorității de exploatare. Și spune așa, referitor la partida 91, pe 968.398, pe 1 luate Mânăstirea Cașin, UA27, sub acele BCDIF, produse accidentare cu un volum brut de 1327, facem următoarele precizări. Partida a fost constituită în luna aprilie 2016, conform raportului de semnalare a dărâmătorilor, numărul 924, din 13-12-2015, depus de Brevene Silviu, pădurarul titular de canton, Pietroasa. S-au inventariat un număr de 782 de arbori, din care 133 sunt arbori cu trebeiești și 258 sunt iescari. În urma calculurilor efectuate, a rezultat un volum brut de 1327 de metri cubi, în care 525,9 metri cubi au fost apreciați ca fiind escari, arbori în diferite grade de uscare. Conform contractului numărul 4176 din 23-6-2016, încheiat între SGE-ul Consiliului Privat Mânăstirea Cașin SRL și Primăria Mânăstirea Cașin, partida este autorizată la exploatare conform autorizației de exploatare numărul 2 din per 100 de 1 milion 002, 173, 27.06.2016. A doua cifră e un cont special care se dă pe autorizație. Având ca termen de exploatare de la 27.06.2016 până la 11.03.2017. Conform forțelor majore existente pe parcursul derulării exploatării și a apului adițional la contract numărul 12 din 12.10.2017, la partidă se prelungește termenul de exploatare până la 30.11.2017.
la data de 28.10.2017, în urma sesizării făcute de reprezentantul SECEO Consiliu Privat, șeful de district, inginer Funaru Ionuț Păduraru, titular de canton Grevene Sibiu, Ciprian Tilarul, gestionarul partizii, s-au deplasat în teren să inventariea masă lemnoasă existentă la acea dată, aflată în diferite stadii de exploatare, constatându-se următoare. În urma inventariere a rezultat un volum brut total de 222,15 metri cu materiale lemnos nevalorificabile, din specia FAB 136,55 metri cu, din specia CAPE 28,8 metri cu, din specia diverse tari 9,83 metri cu, diverse mâini 15,57, lemn de crăci 31,4, un total de 222,15 metri cu. În urma analizei situației gestionare, conform prevederilor APB și al valorificărilor pentru materialele noastre, precum și a pietrelor care se pot justifica conform normelor regulare, rezultă un volum total de 222,15 metri cub ce nu se poate valorifica. Facem precizarea că s-a verificat în teren prin sondaj de către reprezentanții primăriei Mănăstirea Cașin, Consiliul Local și Ocolul Sibiu, fără să se facă obiecțiuni. Din analiza făcută în urma inventarierii materialului noastre, cele consemnate mai sus, rezultă că volumul brut de 222,15 metri cub materiale noastre valorificabil se propune casarea acestuia în vederea închiderii gestiunii. Anexăm următoarele documente. Situația gestionară, inventarul, documentele la dosarul partizii, APV-ul, aversații, imagini, foto și așa mai departe. Deci, practic, rămân 200 de metri cubi acolo în pădure. 220. Lipsă 200. 300. 400 până la 5 metri. Eu așa știu. Cum 400? 300 sunt 90 ceva de metri. Da. Erau, atâta este. Nu ieșea la socoteală și asta în valoare. Da. Când șeful de ocol spune, împreună cu specialiștii, spun că-s 222, mă, dar nu pot să fie că-s 400. Păi, dar nu spun eu, scrie în documente. Dacă știam, veneam cu documente aici. Dacă știu. Îți pot ocoli de asta, băi, nu ocoli. Păi, nu ocoli. Dar, domnul primar, ați luat, eu am vrut să mă ajung. Ați fost sesizați ca să vă prezentați în partidă de către maestru, cum îl trebuie? Păi, domnule, am fost și eu acolo. Am fost anul trecut, am plătat acolo. Primulescu, în două rânduri ați fost acolo. Nu te-ați oprit și acolo, băi, stai alea că aici e ceva nevoie. S-opriți ce? S-opriți tăierea acolo. Și să faceți sesizare la ocol. Uite, domnule, ce cu treaba asta. Dar de ce să fac? Ce sesizare să fac? Că lemnul e putregăios, nu se poate și ceva de la vânzare. Și oprează toată chestia asta, să iasă asociația cu 4390. Dar nu are nicio treabă asociația. Ce treabă are asociația? Ce asociație? Păi atunci ăsta ce s-a făcut până mi l-am pierdut aici după 3 ori în... Doamne, e o partidă pe care noi am scos-o la vânzare către populație și noi de ce rost a fost de ne-am dus noi cu, acolo cu vreo câțiva consilieri? Păi, ceea ce a făcut șeful de ocol acum trebuia să faceți pe asta. Trebuia să facem noi. Și asta nu a dus ce clar, că acolo s-a furat lemnul toată toamna, toată iarna, a dispărut... Da, pe aici, uitați, am aici, vă pot arăta. Tot ce a fost dărâmături de vânt și astea, numărul Negușu am găsit și alte chestii pe acolo, rupturile toate au dispărut, numărul Negușu acolo la fața locului. Deci toate alea plecate de acolo. Matale trebuia să te duci acolo împreună cu comisia care era așa și să constatați dacă sunt aia 300 sau nu sunt. Da. Asta trebuia, s-au furat, era la poliție, matale. Nu era, dar în cazul ăsta o să fac meseria, fac sesizare de la parchet și vin să fac... La ce meseria aveți, domnul Nicolae? Păi îmi fac meseria, da. Da, stați un pic, că v-ați făcut, vă faceți cum vă șândezați, nu vă oprește nimeni. Păi trebuie să ajung la parchet cu treaba asta, că văd cu fofiliști așa în tot felul, puneți, ba, ăsta, șeful de ocol scoate pădurarul, ba, șeful de la asociație de aici vine și să ne dea cu... Bine, dar parcă, nu știu, am fost eu atent, a spus undeva acolo că și comisia din partea Consiliului Local, da, ați spus? Da, da. Mai facem precizarea că s-a verificat în teren prin sondaj de către reprezentanții primăriei. Așa. Consiliul Local. Deci, faci referire la comisia care s-a... Da, la comisia care a fost. Sau și că... A fost numită o comisie. Da, da, da. Numită o comisie. S-au făcut de bază ce am spus noi. S-au făcut deci dumneavoastră, deci s-au făcut obiecțiuni de către comisie. Ați depus obiecțiune atunci, domnul Ciupătăru? Ați depus ceva, un document? Bun, care e rezolvarea cu
masa asta e masa care e degradată și nu se poate vinde. A rămas acolo și asta îi face bureți. Păi s-a propus aici în Consiliul Local să vândă ce mai poate să vinde. S-a vândut, doamne, asta e. Nu păi că s-a vândut, că ăsta ne-a dat, dar aș recunoscut aici. Doamne, dar cum adică, dacă spuneați că la momentul nostru erau 400 de metri cub și acum mai sunt 222, e clar că s-a vândut, nu? Sau s-a furat. Nu mai da. Nu, păi cum, de unde se fure, dar nu poate, dacă e valorificat până la 222 și restul 222. Dar cum e rău, domnul primar, că nu s-a dus niciun cetățean cu răuța acolo. Păi, știți dumneavoastră cum s-a dus? Nu s-a dus nimeni, tău. Pentru că are cunoscut general. Aici. N-a fost aici unde stă domnul doctor, pe scaunul acolo ăsta? Nu știu, doamne. Păi cum nu știu, dar n-a fost în timpul ședinței, aici l-a spus clar. Dă-mi spunea, dă-mi crucea. Asta e, asta e ideea. Ce preocul a propus? Ce vă scoate, doamne, ce vă scoate unui pe alții? A înaintat raport? Asta e. Da, haide să intrăm la... Domnul... Vă scrieți la cuvânt. Nu mai ies. Dă-ți o dată, dar ce era așa cuvânt nu este? Păi nu puteam pune aici în Consiliul Local să vândă la 30 de metri cu sau 30 de metri cu. Deci dacă nu era Lenu acolo la fața locului, nu puteam să spune. Lenu era acolo, că era mai depreciat din răscare, așa cum se numesc. Să mai putem vinde la populație, tot am adus cu cea. Și au zis să ne dă drumul la vânzări de luni. Și care luni, dar a spus care luni. Da, am văzut. Păi da, din 300 și ceva cât avea, ți-a mai rămas 220. 320, am văzut. Da, am văzut așa. Asta e. Da, e așa, domnul. Asta e. Domnul Roșu, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos. Ce vreau să vă spun, să cheie anul și aș crede că e foarte bine ca la anul să ne ocupăm și din lucruri chiar foarte serioase. Da, corect. Adică, bravo, domnul, bravo. Cum spunea domnul Beloiu, să găsim soluții, să aducem bani la buget. Și una dintre soluțiile o văd eu, să exploatăm foarte serios zona scutară. În ce sens? Să facem, s-o facem cunoscută, sau mai cunoscută decât ea. Corect. Să facem ceva pe site-ul primăriei, dacă se poate, dacă nu, cu o săgeată, un link, cu ceva, să găsim o soluție, să aducem oameni potenți financiar în zona acolo și să schimbăm zona, să o facem chiar frumoasă. Să găsim niște soluții... Nu s-a ocupat de curent pe lini? Nu mai mic, când să vă spun un pic. Cred că într-un viitor foarte apropiat o să fie acolo energie electrică. Să dea rău. Poate găsim o soluție și pentru canalizare comună. În sensul. În sensul că să facă o haznă de dimensiuni mai mari, să facem o canalizare, să o golim la un anumit timp, așa, și poate că în zona acolo o să aducem oameni deosebiți care să iubească muntele și să facem chiar niște case de vacanță și niște cabane de vacanță care chiar să arate ca niște cabane de vacanță, nu case roz în pădure, așa, să fie ceva deosebit. Și cred că, prin comparație, ar fi poate la un nivel mai mic, poate ar fi un Andrășești al nostru. Poate am putea să aducem o locomotivă, să reînființăm care așa. Poate am putea să facem multe lucruri. În nordul Mărurești. Cred că e bine să ne gândim poți. Să venim cu soluții, facem un proiect de hotărâri și cred că toți putem face treaba asta. Că nu știu dacă contează acum cât... Din ce partid ești, ca să nu spun altfel? Ce ai spunea? Păi era să-i vorbim. Aici, dar nu s-a cam văzut. Nu sunt de-a tot ce spuneți. Să pierdoriți cu oamenii comuni. Dar nu, mă refer la mine. Nu, eu vorbesc foarte serios acum. Eu cred că va fi mai mult bine situația asta, să știți. Eu zic, na, părerea mea. Dar eu nu zic așa. Eu vorbesc foarte serios. Cred că va fi mai mult bine. Eu așa zic. Cu treaba cu Consiliul și cu așa. Eu zic că va fi mai mult bine. Părerea mea personală. E firesc, nu mă refeream la asta. Așa cred eu. Oricum este mai bine. Oricum e bine. Fără. Nu, dar nu mă refeream la asta, pe mine nu mă afectează problema asta, pentru că acum nu am spus la cuvânt, dar vreau să spun. Această hârtie a fost făcută, de când? Cu domnul Chiolaru și cu doamna
la școală. Acum s-a făcut aprobare, s-a fost o formalitate. Da, acum, da, eu dacă m-aș interesa, aș vrea să știu dacă toate hotărârile date în Consiliul de Administrație au fost legal date, având în vedere că n-au fost reprezentați din Consiliul Local. Dar nu e problema mea. Chiar nu e problema mea și chiar nu mă interesează. Ar trebui. Da, da. Știu cum de Thank you.
la Părăcioara, la Grăsunea. Patul ăsta, unul e ăsta. Cum se vrea de fulă în patul? Noi acolo în grupa noastră, la punte chiar la punte. Bun, asta cu una. Ia uitați, a doua, o 20 minute jumătate, o mai mic cu părus. Tot de acolo? Tot de acolo. Nu știi că a venit. Eu n-am fost acolo, dar sunt oameni care au fost acolo. Așa ți-au spus oameni. Mi-au spus oameni. După jumătate de oră au venit înapoi. Și cu cine vine? Cu mătușă de-a dumneavoastră și cu... Mătușa mea cine e? Care e mătușa mea? La Bisănești. Aia care cred eu că stă undeva de la de-a de școală, la Luirica. Fata de-a Luirica. Nu, nu, Maria. Maria. Maria și-a avut gunoi la hală și... Era cu cetățeanul ăsta. Eee, da. Dacă voi încă te plăzau, dar trebuie să iasă măsor. Bun. Da, așa vădeți că e vorbă. Bă, stai, dar stai bine, ăsta mâine. Aaaa. Carul este, dar ăla mâine. I-a zis să plinea Costică. Bun, o altă problemă, domnule. Stai, pleacă, hai că să vă vorbim. Păi ce să mai lămâne? Ce frate mă sunt legale? Mă refer la gâtul, acolo, la mea. Stai, băi, că ai aruncat mingea acum și m-ai lăsat așa la aici. Păi nu, aici trebuie luată măsură la egală, că a fost nesimțirii total, a fost. Adică dacă i-am atras la atenția, la jumătate ori venit înapoi. Dar e nimic, după la ori sau nimic? Păi nu știu, dar așa o să-i nec. L-am întrebat și o să-i nec. Era în ce? Nu fi ăsta, o fi al nec, pentru că în altă parte. Nu știu. Dar arăta de tot ala un poză, scoate de vecinii, că de-a luat. Există ceva în comune și nu există locul la cetățenii comune. Deja m-ai prins. Deja m-ai băgat în ceață. Dar dacă o întrebați cu mătușa asta, este cu siguranță știi. Deci zici că era cu Maria? Da, da, da. Dar nu știu Maria. A venit numai din sus. Eu cred că nu mai le-a. Eu n-am văzut niciodată pe Maria cu căruța, așa că... A, da, da, și mai mult. A, da, da, da. Dar Maria niciunul. Mai m-a s-o lua, da. E, na, ara. Calai? E. Nu-i Nei, cu Mirica. E așa vă zic. Că l-am întrebat Nei, dar cum vă spune? Nei. A, greșit. Doar că Mirica. Și atunci era Maria, nu era... Dar era cu femeia asta, cred că Maria o cheamă că... Ana, nu Maria. Ana? Ana. Era... Nu știu, e una care stă pe dedesubt pe acolo. Iana. Una din ele și una care stă pe lângă școală, dar nu tu. Dar cu siguranță e... Așa cum spune. Și unde da. S-a întâmplat la Haloș? La Punte la Mora, chiar la Punte la Mora acolo. Deci că, da, vreau păi să vedeți mâine acolo, să vedeți, vin și eu, să vedeți, să vedeți gunoaie acolo, curba mare. Nu se poate, e inadmisibil. Chiar în gata, nu? Chiar în gata, în gata. S-a sesizat doamna Gârbie, ea a avut un control dimineața, a zis că trebuie să raporteze obligat, că ia din salariu sau îmi dă afară dacă nu aduce la cunoștință celor de la... Familie.
tot să plâng că i-a staxat cu gunoaiele, dar ei n-au genă de gunoaie acolo. Trebuie să ducă cu gunoiul de la ei de acolo, să ducă femeie bătrână, tocmai la Bălcănaș cu față. Păi dacă îi luați bani... De la Zota, pe acolo. Dacă îi luați bani, puneți domnule o genă de gunoaie acolo. Tu m-am concurat pe aia acolo, deci... Puneți-o acolo la directorul ăla acolo, în intersecție aceea. Puneți-o în genă de gunoaie, tu cu omul. La dosarul, la dosarul. Și ei plătesc bani pentru nimic. Păi plătesc pentru nimic, na. De-aia zic că nu am trebuit plătit la toate, domnule, la... Dar se pune la intersecție... Domn primar, o altă chestiune și o altă chestiune ca să nu dureți de mult. Am tot sesizat, am tot vorbit și aici, în consiliul local, domnule, drumul ăla de la Troiță, de la drumul de țeanul 115 până la Gura Lacului, treceți-l, domnule, odată în subordinea primăriei. Am făcut adresă pe data de 12 noiembrie, am trimis-o la drept. Doamne, eu vă mai fac o hârtie, vă mai dau o hârtie. Da. În baza hârtiei, asta eu mai trimit. Nu. Eu n-am sesizat pe nimeni, dar n-am încotro mă pun în postura să sesizez, că nu se mai poate. Dar nu se mai poate circula. Am terminat mașina și căruțele se rup. Când vin cu lemne la vale, rup osile acolo. Aprovizionarea cu lemne la comună s-a văzut. A trecut, mă tot vorbesc de azi vară, numai vorba a rămas. Ce lemne este? Lemne pentru populație. Trei partii deschise. Dacă le-a spus acum că se apadă toată vara, știți că omul gospodar vara își face sane, iarna își face căruțe. Asta e. Suntem aici în Consiliul Local. Să punem frumos și să votăm pe proiectul ce s-a făcut drumul ăla. Foarte bine, un lucru bun. Că s-a făcut mai lung decât trebuie, e bine. Dar hai să punem limitare de greutate, că acolo dacă intră 50 de toare a terminat și podul și tot. Am stat de vorbă cu cineva acolo, cu un inginer de acolo, de la societate și spune că podul ăla s-a făcut pentru 25 de toare. Dacă trece tirul 50 de toare cu lemne, cum? Pentru 25 de toare. Dar cum cine a spus asta cu lemne? De ce spuneți că... Păi, o să treacă. Nu-i gata acum domnul până la cap, dar o să... Dar și gunoi, cum noi vom scoate, dar e 3,5 ore, acum nu trebuie să... Dar nu trebuie, nu, oricum va fi o limitare de circulație, limitare de greutate. Păi dar de ce nu punem ca la curiți acolo, semn, să punem semn? Dar nu trebuie câteva atât mai mare, am terminat. Să-i pună, normal. Să-i pună, normal. Să-i pună, normal. Să-i pună, normal. Mașina din voie pe excepție, trebuie să-i pună. Să rămâne pe seamă, nu? Bă, nu, acum avem probleme cu suntelerile, nu putem cu asfaltul. Acum avem la tână și pe asfalt, vă dați seama, azi am fost acolo, să nebunesc. Și nu luați măsuri? La scutarul, la scutarul, găurarea care nu trebuie să facă pentru ce face. Primarul, vină consiliul. Asta e un lucru bun. Lucrează la linie. Mai am o problemă și ultima, vă rog frumos. Am fost zile trecute pe deal aici, la dealul Pop aici. Domnule Ișar, nu există prunț, nu mi-l fi mâncat cu capile ăsta lui Bârgău. De acolo vine direct acolo să duce. Partii mele de albine. Via nu mai crește niciodată. Ce Dumnezeu facem cu oamenii ăștia? Acum mai nou, când a fost zapada aia, veneau să văd urmii, venind și de la Curița. De la Curița, la Curița a venit direct aici, în botul de aveți. Are deasupra la tine. Bărgău nu prea să duci, ăștia de la Curița vin. Deci nu spune că n-am acum pe telefon, dar pot demonstra că l-am filmat, l-am prins acolo. Și să la poliție. Ce face? Ceva ce zi face? Reșunatul este interesant. Dacă eu vreau să stau pe proprietatea mea, voie, da, dacă nu, nu cal să stau pe proprietatea asta, e clară treaba. Proprietatea e sfântă, e sfântă. Nu, nu, fac. Asta e legitim, e zis la timpul vreme, n-am avut ce fac. E zis până la 1 martie, nu? Ceva ce vin să-i la poliție. Deci, dovezi cu, cum spus, ce-i Marco, că eu i-a văzut. Noi le-am făcut observație, pentru că nu le-am văzut toate la o dată. Ce zic? Mai rău faci. Gata, domnul Cipotar? Atât, atât. Nu vreau să le spun prea multe ca să nu tărtim. Dacă s-ar mai putea completa, s-a făcut fel de fel de școală acum pe drum, să mai pun niște balast.
Am adus niște materiale, mai pune în video. Mai pune niște balastru și... Astăzi am lucrat pe aici, în zona asta, la Zota, la Iwand. Ei erau și acolo, le-am mai spus undeva la... din spatele bisericii, la... Mi-a sărit copii noi, era o bată mare acolo. Prin strada aia la Dorbăcești. Pune mă, pilinii în spate, cu la biserica Pschid Veci, pe acolo de sână. Mușelă de drumul ăsta e la Dorbăcești, la Ginea, acolo. Sau e mai bun și să mai bun. Și din Poanu, și era aici la Geo de Leu, iar s-a format niște Dorbăcești. Da, da, dacă nu puneți fundiș, puneți mâlc în apă. Ia puneți fundiș. Gândesc, rămâne acolo. Acum, orice fel, dar dacă ai luat material bun și ai pus în apă, aia îți dai seama ce ești acolo, ce orice. Dar nu mai spun, dealul de la ieșire din sat, încolo zbeori de ascuns mașina. Oni. Spune gura la acum încolo. E teroare ce. Domnul Cumares. Atât. Mulțumesc. Domnul Benoiu. Vreau să spun că noi, în cadrul ședinței Consiliul Local, discutăm fel de fel de chestiuni, fel de fel de probleme care sunt urgente pentru comuna noastră și constatăm cu toții că nu se rezolvă nimic. Iată, de exemplu, cu multe ședințe în urmă am discutat despre situația dispensară. Ce s-a mai făcut domnul primar cu procesul acela? Am plătit 60 de milioane la un avocat. Care e situația procesului? Când o rezolvă? De patru mandate, domnule. De pe timpul dumneavoastră? Da, domnule, după timpul meu, da. Eu m-am zbătut cu Și ați pierdut putăria, domnul dumneavoastră, sau? Domnule. Definitiv și revocat. Nu. Ce n-am câștigat în spațiu, dar dumneavoastră... Ce vezi? Cum nu, domnule? Am câștigat, domnule. Am câștigat, că dacă nu câștigam eu... Dar serialul ăsta nu te-a câștigat, domnul Baldea? Ai dat acolo pe drumul liniu. Păi, dar și atunci, cu apoi documente. Aia nu cred. Deci ești tot pe mine. Domnul Beloiu, câte spații ați reușit dumneavoastră să băgați în domeniul public în momentul guvernării Beloiu 2000-2009? Nu am fost guvernator, eu niciodată. Nu, dar spuneți așa, câte spații ați băgat în ce a deținut cooperativa de consum în Năstreaga? Câte spații ați luat dumneavoastră? Dar ce spații trebuie să fac? Deci eu m-am luat în competența domnului, era doamna Mană aia care și-a văzut joc de comuna asta. V-ați mutat și n-ați subliniat, nu? Cum? Dar am făcut, domnule, am făcut. Un spațiu, dați-mi un spațiu. Dar te rog, nu mă întrebați, eu mai sunt primar acum, ce n-am luat mandat. Eu vă spun că am reușit să recuperez un spațiu. Ce spațiu? Spune-și mie ce ai făcut cu terenul de la dispensar. N-am făcut nimic. Păi de ce nu? Că ai 14 ani, domnule, și vine ștefanță. Păi ți-ai făcut și omul, omule, mă, nu mai spate și omul de oameni ăștia la domnul meu, nu înțelegi? Nu, că ți-am spus să iei lecții de la Soloi, de la vecinul. Să mă spate că nu-ți mi-am lecții. Du-te, domnule, și-am lecții, domnule. Dă lecțiile pe gratis, domnule. Păi, cu scutarul ăsta, de ce n-ai dat drumul la curent, domnule? Domnul Beloiu, mă duc la Soloiu, pentru că este un primar de nota 20, nu pe la Beloiu. Dar nu-i posibil la mine, domnule. Așa, domnule, poate avem pretenții de la noastră. Dar dumneavoastră ce n-ați fi din nota 30? Deci, domnule, pot, atâta pot eu. Păi lăsați loc la altul, domnule. Domnul Ciupătă, ce vizi dumneavoastră și candidați, domnule? Nu. Ești băieți mai tineri. Uite, domnule, mai repede la Soroie, domnule, să te învețe la administrație, mai frate. Ce facem cu Soroie? Domnul Beloiu, spuneți-mi dacă mai aveți ceva probleme. Da, domnule, când rezolv problema cu dispensarul? Scurt, zic. La 2018. 2018? Da. Dar până acum zic, de ce n-ai rezolvat? N-am reușit. Ai dormit în papuci, mai prima, ai dormit în papuci, asta ai făcut. De ce n-ai rezolvat problema, domnule? Păi, dai nu stau. Păi nu mai stai, cum să stai, că credință să spune? Păi da! Să mătesc părinte! Păi da! Nu s-a rezolvat problema. Nu, 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 nu,
Cultura mea să văd poeme. Deci, ce vreau să vă zic? Problema cu scutarul, cu energie electrică la scutarul, este esențial. Proiectul ăsta a fost demarat de mult. Problema când era meu chiar de mare. Și vroiam, nu altceva, să facem acolo o zonă turistică similară cum e, de exemplu, la Prahă. Mergeți la Prahă să vedeți ce este acolo. Este o minunăție de stațiune. Așa, avem cadrul natural extraordinar. Dar pentru că timp de 13 ani, în 4 mandate, nu a reușit acest primar să rezolve problemele electricității, lumea pleacă de acolo, domnule. Pleacă de acolo și este păcat. Ce că în 2018 se schimbă, ce că chiar o să fie energie electrică. Domnule, crezi mandate ca să fie? Nu cred. Au plecat lumea, domnule. Mai departe. Un proverb românesc. Mai bine, mai târziu decât niciodată. De acolo. Nu totdeauna, cu copul după ce moare nu mai ești. Măi, mai tași din bătă. Ce vreau să vă zic? Alte probleme care sunt esențiale. Să dea mățăne cu Marino, fii atent aici. Domnul Ciucodaru, lăsați-l că e cuvântul domnului Galoi. Domnule, sunt contrariat de faptul că onor primarul și cu directorul școlii sau cu a pus haznaua aici, în fața școlii, sub ferestrele copiilor care sunt astea. Dați-vă dumneavoastră seama. Se usucă și mușcată la fereastră. Ce se întâmplă când vine mașina, când vine mașina să se întâmple? Mă scuzați o secundă, numai știu că am spus și eu treaba asta într-o ședință anterioară, și domnul Mașcă, dar miroase, da, domne, miroase, Putin, sincer, și miroase acum, da, frumos, Putin, acum că e sezonul rece și că baia aceea n-a funcționat, că stă închisă, pentru că nu există apă. Dar funcționează numai baia cadrelor didactice, a elevilor? Nu. Da. O, se deschide deci, baia, nu știu, o zi pe săptămână sau... Ha de gândire, măi. Și soluția era alta. Nu știu. Dar nu știu. Nu mă întrebați de soluție. Eu spun ce este. Soluția nu se aduce. Așa. Și stați să vă spun. Într-adevăr, miroase și miroase acum, în sezonul rece. Și când baia n-a fost folosită la întreaga capacitate. Mă întreb la afară. Pentru că acele haznale sunt făcute cu niște lespezi de beton care nu țin etanș, nu e etanșetă. Mă întreba domnul primar dacă la școala 2 miroase. Nu, acolo este fosă, septică, este închisă, dar avea făcută treabă ca lumea. Și aici vreau să spun, eu n-am nimic împotrivă și nici nu mă interesează. Dar vreau să spun că nu mă interesează și că... dumneavoastră de clasă. Nu. Ba da. Ce mă interesează pe mine copiii în clasă altceva, problemele școlii nu mă interesează. De-aia. Dar vreau să spun că, într-adevăr, miroase și mergeți, acum se sunt rece să vedeți. Dacă îmi vine vidanța, deci, dumneavoastră, miroase în plasul primarul aici, când copiii. Nu, eu n-am nimic. Să vă zic că dar de ce s-a făcut la soluția de compromis? Zic eu. Prin fața primăriei să nu fim un trotuar ca lumea. Uitați-vă ce gard avem, are primarul în față. Deci când coboară scările și dă cu nasul de șoseaua asta, dă cu nasul unul în gardul ăsta de la școală. Este sub orice critică, e făcut după vremea când era secretar Geană, Dumnezeu să-l ierte. Are 60 de ani acest gard. Nu este în stare... Păi de-aia am zis, domnule, să meargă la Sokolovi să vadă ce gard este la școală. Nu, dar noi și noi suntem vinovați în situația asta, noi trebuie să facem ceva și o să schimbăm și gardul. Nici mie nu-mi place. Sunt de acord cu dumneavoastră. Păi, asta... Sunt de acord, dar ce... Doamne, de-aia le zic, aici le bat ca acum... Dar noi trebuie să găsim soluții, nu doar să protestăm. Să găsim soluții. Toată lumea vede, dar nimeni nu găsește soluții. Să găsim soluții. Nu se prea, dar avem lucru. Domnule, consilier, reprezintă puterea legislativă, puterea executivă este alta. Deci noi venim cu propuneri și sesizăm problemele, alții reprezintă executivul și execută. Dar nu executăm. Nu că venim noi și executăm noi și venim noi cu soluții. Deci sunt executați și ne executăm. Dar soluții putem să dăm. Da, destul de capabil. Nu cred că noi, niște oameni care nu ne pricepem și nu înțelegem lucrurile, putem să dăm soluții. Eu așa știu că ar fi bine să mergem de acord și să iasă treabă. Domnul primar, mergem domnule în comuna Monteni, de lângă Tecuci.
Este un primar acolo foarte destoinit, la care trebuie să luați lecții și să vedeți ce trebuie. Da, dar acolo un primar au muncit toți, doamne, nu au lăsat un dezastru în urmă lor și au gândit ce trebuie să facă. Da, nu, dar 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 nu, dacă primăria Mănăstirea Cașina cu 13 ani de zile, nu era în stare să facă un podeț, un podeț în partea primării. Nu se compara, nu se compara, nu se compara, nu se compara, nu se compara. Eu am primăria Mănăstirea Cașina, se vrea contract 1 milion de lei și duci curentul la spital, ca să faceți o comparație între cele două primării. Dar nu compara cu niciodată. Domnul primar, dar v-am spus, dar sunt aici, din 3 ședințe, s-a zis să termin și eu. Deci, de fiecare dată, când domnul Beloiu spune ceva, dumneavoastră îi spune ce ai făcut pe vremea ta. Unu, stai, mă lăsați să vorbesc și eu. Da, uitați-vă la tafele, la persoane pe care îi face domnul Beloiu. Dumneavoastră este folosirie. Ai găsit 2000 de miliarde. 2000 de miliarde. 2000 de miliarde. Nu mi se pare corect ca de fiecare dată când domnul Beloiu ridică o problemă bună, rea, cum este, dumneavoastră spune, dar ce ai făcut când ai fost primar acum 20 de ani? Deci mi se pare anacuda. Nu, nu este normal. Sunteți de 14 ani și deci puteți să veniți cu ce ați făcut dumneavoastră, nu se spune ce a făcut domnul Beloiu acum 20 de ani, acum 100 de ani. Aveați ocazia în 14 ani să vă zic. Tot ce se spune e plecat, doamnă, pentru că am plecat la zero, asta. Ei, lăsați, cum era așa. Eu nu pot să vă zic decât la mulți ani, până la anul 8.